tuturor și patriarhat. Mai întâi de toate, eu vreau să ne cerem scuze pentru întârzierea asta. Deci domnul ministru s-a avut într-o ședință de guvern și s-a duce scuzele de rigoare. Deci, în schimb, eu am să încep să prezint participanții la conferința asta de presă, conferință dedicată Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc pe 3 și 4 octombrie. Deci, în dreapta mea, deci, vă-l prezint pe domnul secretar de stat, domnul Machidon. Deci, participă la conferința de presă, de asemenea, reprezentanții sectorului vitivinicol, doamna Ruxanda Lipcan. Deci, directorul adjunct al Oficiului Național al Vinii și Vinului, Irina Băstrițchi, persoana care se ocupă neapărat de organizarea acestui eveniment. Și în stânga mea, Ivan Muntean, deci dumnealui, a să vină cu o informație foarte interesantă. El, în primul rând, e un pasionat al vinului și un colecționer foarte deci, specific tot ce e legat cu tema vinului. Deci acum eu vreau deodată să trecem la subiectul conferinței de presă și am să deci, ofer cuvântul domnului secretar de stat, Machidon. Vă rog. Mulțumesc, stimați colegi, eu nu știu, dar am să încerc să iau, cred că nu vă supărați, o să ne simțim mai bine și o să ne auzim, cu toții mai bine suntem afară, sub cer liber. Sper să fie... Domnul Machidon, mai aproape microfon. Deci... În primul rând vreau să salut prezența tuturor mass media la acest eveniment. Este un eveniment care deja de 19 ani ne înfrumusețează țara noastră, ne înfrumusețează unul din cele mai frumoase, mai milenare domenii de activitate, cel de a produce vinuri. Bineînțeles că acest lucru producem de mulți ani, ne bucurăm, și suntem cu așa un tip de sărbătoare, probabil poate și prin unicat, ca unici în lume, ceea ce ne face într-adevăr să ne mândrim cu această sărbătoare. Nu este o sărbătoare, spunem, pentru numai a servi vin, este o sărbătoare de a savura acest produs minunat și de a ne face să ne promovăm pe piața atât internă cât și externă, ce este destul de însemnat pentru noi. Iar luând în considerație că 150 sau mai mult de 150.000 de persoane din agricultură activează în acest domeniu, ne face ca această sărbătoare să aibă și o conotație atât importantă și la nivel național, dar și în familie fiecare din cei care activează în acest domeniu. Este o sărbătoare de promovare, cum ziceam eu. Este o sărbătoare care încă o dată ne arată cât de important e să fim alături de principalii producători de vinuri, de divinuri pe piața mondială. Ori acest produs este consumat cu plăcere, cu plăcere pe toate continentele lumii și este promovat de noi. Este promovat nu numai de noi, de stat, de instituțiile, de întreprinderile care lucrează în acest domeniu. Este promovat de toți cetățenii Republicii Moldova, care unde nu s-ar afla, în orice părticică a acestei lume, acestui glob, cu plăcere promovează produsul respectiv. Și el ne reprezintă nu atât încoată, zic, ca un produs pentru a fi servit, dar un produs care reprezintă și un nițel de bucurie în fiecare familie și un capăt de vorbă în fiecare familie, ceea ce este important deosebit pentru poporul nostru și pentru cultura noastră. Ca niciodată această sărbătoare a căzut și, bineînțeles, în această perioadă care o numim noi cu această pandemie COVID-19. Ne pare rău că unele lucruri, probabil în cele care de masă, în proporții de mari, care spuneam noi, nu vor fi. Însă cu precizie sau cu încredere că tot cel mesaj care vrem să-l aducem noi întregului mapamont despre această sărbătoare va persista. Ori chiar dacă va fi acest mic program pentru piața națională pentru a decerna numai premiile, el va fi reiterat sau se duce în fiecare întreprindere care va deschide larg ușile sale atât pentru tot ceea ce e posibil de degustat, de a expona expoziții, cât și pentru
cramele sale pentru cele mai bune vinuri care le dețin ei. Și vor fi respectiv alături cu programe culturale în întreprinderile respective. De aceea, chiar și în cazul respectiv, ne vom stărui să facem și un șir de emisiuni radio, tele, să fim alături de, prin rețelele de internet, ca, într-adevăr, sărbătoarea să-și păstreze tot ceea ce am avut a spune pe parcursul acestor 19 ani de sărbătoare. Este un deviz foarte frumos, eu devin sărbătoare. Ori, într-adevăr, consider că deja devenim sărbătoare. O sărbătoare a plăcerii, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a promovării ceea ce avem bun și plăcut pentru a promova din economia noastră. De aceea îmi vine acum să spun bun venit aceste sărbători, fiindcă se apropie foarte curând. Ne vom stărui prin intermediul Ministerului Agriculturii, împreună cu Oficiul Național al Vinii și Vinului, împreună cu toate întreprinderile vitivinicole din țară, să fim alături de dumneavoastră, de mass media, de tot cei care vor avea posibilitate să vină în țara noastră, alături de toți cei care sunt în țară și cu noi. Și bineînțeles că îndemn pe toți, unde nu am fi în aceste zile, ca tradiție, să ciocnim un pahar cu vin într-o sănătate celor ce muncesc în această ramură și într-o promovare a acestui minunat produs. Doresc succes sărbătorii și într-un ceas bun la toți! Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru mesajul și pentru suportul care l-a acordat Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sectorului vitivinicol. Să știți că sectorul este foarte recunoscător și apreciază foarte mult implicația Ministerului, nu numai în sărbători de este, dar în toate acțiunile care sunt, deci care vin din sector și sunt organizate pentru sector. Deci eu acum, cu deci, permisiunea al dumneavoastră, să fac unele, doar așa schițat, cum a să arăte sărbătoarea vinului, că vă dați seama că anul acesta ne-au influențat foarte mult pandemia COVID-19, comportamentul nostru și deci era o dilemă să anulăm sărbătoarea sau să facem, să o repoziționăm, să o poziționăm cumva, să ieșim din noile realități care sunt și, deci eu sunt foarte recunoscător tuturor care au participat și deci echipii Oficiului Național al Vinului și Vinului și agențiile de creație care s-au implicat plenar și au venit cu diferite idei foarte interesante. Și deci anul acesta după cum spune și sloganul, eu cred că noi avem un mic filmuleț, o trebuie să începem cu asta ca să înțelegem mai bine mesajul nostru, dar eu cred că nu-i târziu, ceva mai târziu, după asta să vă-l prezentăm. Deci noi am spus că putem, deci de la festivități majore care erau în anii trecuți, sărbătoarea deci, care aduna peste 100.000 de vizitatori, noi putem să o transformăm în micro sărbători, unii în familie, deci convivial cu prietenii la vinării, deci unii putem să facem sărbătorile astea și sărbătorile astea mai mult ca asta să facem, să diseminăm sărbătoarea noastră cât mai larg posibil. Deci, în exteriorul deci, țării noastre, că trebuie să ne dăm seama că din 2002, sărbătoarea Ziua Națională a Vinului, ea deci, stă bine pe picioare, trebuie să vă spun, și devine o sărbătoare foarte atractivă și din punct de vedere a turismului și este o ocazie să vorbim nu doar de vinul nostru, dar să vorbim de țara noastră, să vorbim de regiunile noastre, fiindcă regiunile cu indicații geografice, ele sunt parte activă la pregătirea sărbătorii este. Deci să vorbim despre satele noastre, să vorbim despre oamenii noștri care stau în spatele fiecărui struguri de vin, fiecărui sticle de vin. Deci noi nu puteam să ratăm ca sărbătoarea noastră să nu fie anul ăsta. De aceea noi am hotărât că într-un format o leacă mai specific, care constă într-a ceea că partea festivă va fi păstrată, bineînțeles, cu toate rigorile sanitare, deci în centrul capitalei, unde vor fi amânate principalele premii. Noi avem undeva vreo 10, acum sunt îngrămădit, marele premiu al dumneavoastră cunoașteți, deci nu mă pot să vă dau detalii cine și ce au câștigat, fiindcă ele acum sunt în lucru, al dumneavoastră cunoașteți că marele premiu se decernează prin hotărârea Guvernului.
Mai departe, sunt și ceilalți care premii decernate vinăriilor deci, din regiuni. Avem două premii care, deci, mai ales se referă la familia dumneavoastră, jurnaliștilor. Avem doi jurnaliști care au scris cel mai bine ultimii 2 ani despre vinul Moldovei, au scris cărți și ei să primească deci, un premiu special, unul din Coreea de Sud, un jurnalist și altul din Marea Britanie. Deci toate acestea se întâmplă în centrul capitalii, lângă Arca de Triunf, fără deci, nicio degustație, ca dumneavoastră cunoașteți care sunt cerințele la Comisia Națională pentru Sănătate Publică. După asta, desigur, ați fi îndemnul ca fiecare din noi să ne ducem la vinării sau să trecem prin vinoteca noastră care noi o iubim sau pe la magazinul, pe la raftul de vinuri, să ne cumpărăm vinul nostru drag și să ne ducem cu prietenii sau în familie. Și fiindcă e un loc cel mai convivial, eu cred cel mai prietenos, și să spunem că deci să sărbătorim Ziua Națională a Vinului. Deci asta ea se întâmplă la noi în țară, cum am spus, avem vreo 17 vinării care propun produsele turistice pentru în primul rând pentru consumatorii, pentru iubitorii de vin din țara noastră. Acum un bloc foarte important este, cum am spus, diseminarea sărbătorii noastre cât mai larg posibil cu ajutorul oamenilor care vorbesc despre vin, despre eu cu jurnaliștii și noi organizăm un webinar cu de excepții, cu participarea unor din cei mai puternici jurnaliști care scriu despre vin. Asta e un panel din 9 jurnaliști care, deci, din diferite țări, care vor degusta 4 vinuri emblematice a Moldovei. Deci, tot exercițiul ăsta va fi transmis pe pagina noastră dedicată sărbătorii Ziua Națională a Vinului. Asta va fi pe 3 și pe 4. Noi avem un alt eveniment cu blogeri din Statele Unite. Vedeți cum deci, sărbătoarea noastră trece și oceanul. Noi am dorit ca anul ăsta să facem, să menținem lucrul ăsta, fiindcă anul trecut, aliați, nu știu dacă cunoașteți, 72 de jurnaliști ne-au vizitat țara, care au scris după asta, noi am avut o mediatizare foarte bună și asta trebuie să menținem, fiindcă trebuie să ne cunoască țara, trebuie să ne cunoască vinul, trebuie să ne cunoască ce facem noi și avem ambiția ca sărbătoarea Ziua Națională a Vinului să o înscrim în patrimoniu imaterial al UNESCO, posibil peste 3-5 ani, acum lucrăm asupra la asta, la acest lucru. Deci, și al treilea lucru care vreau să-l aduc la cunoștința dumneavoastră, de astăzi noi începem să pregătim ediția jubileară de 20 de ani, de 20 de ani a sărbătorii Națională a Vinului, care va fi în octombrie anul viitor, unde noi să implicăm toți acei care vor să contribuie, să-i dăm o altă dinamică, o altă traiectorie a Ziua Națională a Vinului, într-adevăr, să o facem internațională. Aici vreau să mai adaug că în centrul capitalii, ca să compensăm degustările, noi am scotit ca să concentrăm un mic patrimoniu, noi avem patrimoniu, vitivinicol în centrul capitalii și a să fie o expoziție de etichete, cum au evoluat ele, și pentru că ele au fost legate cu istoria Ziua Națională a Vinului și avem și o retrospectivă pregătită, cum au evoluat ele din 2002 până în ziua de astăzi. Deci 19 ediții, să aveți ocazia să le vedeți, să citiți și să vedeți că, într-adevăr, a fost un parcurs excepțional care l-am realizat cu toți împreună. Desigur, cum aici au fost menționat, noi vă mulțumim foarte mult mass media și televiziunii care a să-i fie implicați și am pregătit mai multe reportaje despre toți cei care lucrează în sectorul vitivinicol, toți cei care, începând de la cel de la viticultor, trecând prin verificator și terminând cu cei care sunt implicați în educație și în pregătirea cadrelor, în cercetări și în dezvoltări. Deci toți ia să-i vedeți cu diferite reportaje care sunt foarte interesante. Deci pentru a fi cunoscute. Iată cam asta ea, o schiță al Sărbătorii Naționale a Vinului. Dacă ceva am omis, eu am să rog pe Ira să mai adauge. Deci acum mai departe eu am să-i ofer cuvântul reprezentantului sectorului, Roxandra Lipcan, deci vinerii făutor, ea să ne vorbească, eu cred că de acum am mai la un nivel de vinerii, cum să pregătesc Sărbătoarea Vinului. Roxandra, te rog. Bună ziua! Ziua Națională a Vinului, într-adevăr, este cel mai important eveniment dedicat sectorului vitivinicol din țară. Pentru noi, Vinăria Fautor, Ziua Națională a Vinului este ziua în care celebrăm produsul mândrie naționale și rodul muncii noastre, vinul Moldovei.
La fel, Ziua Națională a Vinului este un bun prilej de a întâlni consumatorii, fanii vinului nostru, de a interacționa cu cei care ne susțin și ne iubesc vinul, de a le afla preferințele. La fel, Ziua Națională a Vinului este de fapt o ocazie frumoasă pentru promovarea vinăriei și vinurilor noastre. Și de asemenea de a le permite oamenilor să cunoască mai mult despre munca noastră zi de zi și echipa care stă în spate. Vinăria Fautor participă la Ziua Națională a Vinului deja 15 ani la rând, începând cu anul 2005. De foarte multe ori am lansat produse noi cu această frumoasă ocazie, spre exemplu cupajul celebru Negre din două soiuri autohtone, Feteasca Neagră, Rara Neagră, recunoscut și la nivel internațional, mult apreciat, a fost lansat chiar de Ziua Vinului în anul 2016. Anul acesta, în contextul pandemiei, păstrând toate măsurile de siguranță, noi, Vinăria Fautor, vom celebra Ziua Națională a Vinului, susținând mesajul cheie al acestui an, Eu devin sărbătoare. Așadar, pe 3 și 4 octombrie, noi am pregătit mai multe surprize consumatorilor. În primul rând, în parteneriat cu vinotecile, vom oferi seturi prestabilite de vinuri la degustare, la un preț avantajos. Mai mult ca atât, pentru a bucura consumatorii noștri cu oferte deosebite, o să facem reduceri de preț în anumite rețele de supermarkete la anumite vinuri. De asemenea, planificăm un eveniment gen Wine and Food Pairing cu o cină selectă în parteneriat cu un restaurant din capitală, unde ne vom axa pe degustarea vinurilor premiate la Mundus Vine. Și nu în ultimul rând, vom avea și o mică sărbătoare și la vinărie. Deci activitățile nu se rezumă doar la capitală, vom extinde sărbătoarea la vinărie și la Podgorii, unde vom primi câteva grupuri mici de vizitatori. La vinărie, desigur că vom degusta vinuri Tineret, Tulburel, cât și vinuri din Paris, vinuri din colecție. Vom vizita și Podgorile, unde neapărat vom trece pe la Valul lui Traian, care mărginește cu Podgorile noastre din satul Romanovca. Și deci ne așteptăm că va fi o sărbătoare frumoasă și vă îndemnăm și pe dumneavoastră, împreună cu familiile și prietenii, dar păstrând toate măsurile de siguranță, să sărbătoriți această frumoasă zi, Ziua Națională a Vinului, și să degustați, desigur că din vinurile noastre care ne-au dus faima în întreaga lume. Mersi. Mulțumesc, Roxanda, pentru intervenția asta. Deci acum ea... Ira, mi se pare că acum filmulețul sau... Da. Ok. Deci, da, vă rog, filmulețul, să vedeți, deci, despre sărbătoarea vinului, da? Și despre colecția noastră, da? Te rog, Ira. Da, bună ziua. Deci, săptămâna aceasta s-a început campania mediatică pentru a susține sărbătoarea Ziua Națională a Vinului și acum am vrut să vă prezentăm spotul care deja unele televiziuni au preluat. Timp de 19 ani, sărbătorim. Să vadă din culoare, cum e lumină. Și mai bun și mai deci,
Da, e taci. Acesta este spotul care deja de săptămâna aceasta va fi difuzat pe toate televiziunile. De fapt, trebuie să spunem că avem o campanie media foarte, foarte amplă și mulțumim toate televiziunile care, într-adevăr, s-au implicat și au organizat mai multe concursuri. Puteți vedea și la televiziuni și la radiouri concursuri și să participați și să câștigați vinuri, vinurile noastre din Republica Moldova. La fel am vrut să anunțăm și, și expoziția de etichete care va fi expusă în Parcul Catedralei și aici este un video, nu știu dacă se vede, un video cum va arăta expoziția aceasta de etichete, mai mult este legată de perioada sovietică. Dar oricum este foarte interesant să vedem cum au arătat vinurile noastre acum 60-70 de ani. Expoziția aceasta va fi continuat, va continua pe parcursul anului și deja la anul când vom avea jubileu, 20 de ani a sărbătorii, deci vom lărgi expoziția aceasta. Putem depăza, da? Iată, cam așa, deci va fi separat vinuri albe, roșii și divinuri. Și, la fel, avem cu noi unul din colecționari care a participat și a dat colecția lui pentru expoziția aceasta. Este Ivan Muntean, care este și proprietar vinotecii Wine & Dem, care a pregătit un program interesant pentru 3-4 octombrie, dar și nu numai. Și el va povesti mai mult despre programul acesta. Da, bună ziua! Deci, eu reprezint proiectul YND, noi suntem de acum de 10 ani, încercăm nu numai să vindem, dar și să promovăm vinul moldovenesc, cât consumatorilor intern să-i înrolăm. În 2010 era problemă mare, că mai ales generația tânără era mai mult taxată pe băuturi de alt de bere decât vinul. Pe parcursul a 10 ani, vinul de acum a devenit un produs la modă. Dacă îți consumi vin, atunci ești de acum inteligent. Noi tare am dorit aceasta, împreună cu Șoficiu și USAID, s-a schimbat poziționarea vinului. Dacă eu în 2010 am văzut, am avut un caz când am văzut că doi tineri sărbătoreau, petreceau timpul într-un restaurant cu un șip de rachiu. Acum așa ceva este imposibil de cunoscut, de văzut. Adică o cină romantică sub 40 de grade nu se mai petrece. Deci, nu, proiectul a pornit de la internet-magazin, dar pandemia încă aceasta tot nu a schimbat totuși moda noastră, da, de a cumpăra produsele. Internet-magazin înrolam, primește, consumatorii care toți se întrebau de unde se poate veni de cumpărat vinul. Acesta ne-a provocat să deschidem vinoteca, am fost fericit să-mi găsit local în centrul capitalei, strada Pușkin. Și am poziționat vinoteca nu ca un simplu magazin, dar ca un centru unde se poate de aflat noutățile despre vin. Adică amatorii vinului, nu chiar și un club iubitorilor de vinuri am registrat în perioada aceea. Lumea vine și află noutățile. Adică noi să înțelegem, noi ca vânzătorii apreciem vinul nu ca un simplu produs. Vinul ca produs poate costa 30 de lei, dar vinul cu istorie, vinul cu legenda despre dânsul, vinul cu omul care l-a produs, de cum a scos de mult, mult mai mult. Deci noi, misiunea noastră ca vânzător este de a transmite această informație sufletul care o bagat în vinul acesta, singur producătorul, să fim transmititorii consumatorului. Și în final, când cunoscând cum s-a izvorât, cum s-a născut acest vinul, el altfel este și degustat și de consumator.
În afară de vinotecă, noi suntem pasionați, nu și Dumnezeu ne ajută să căutăm, să dezvoltăm business-ul nostru și locul unde să-l amplasăm. În colț Șusev cu Pușkin am găsit un beci care era lepădat, da, la moment când am dat de dânsul, dar comandând o investigație istorică-arhitecturală a clădirii, cerând de, poate de aflat, este ceva legat clădirea aceasta cu vinul, am fost uimit și iarăși fericit că acesta s-a aflat că era o casă lui Aksinoid, unde încă în veacul XIX, în Chișinău, lucra un magazin vinicol, și adică noi acum sala noastră de degustare am deschis-o în încinta beciului acesta. Folosind, creind această sală, noi am făcut-o nu ca un simplu restaurant, și de aceea și-am renumit o sală de degustare, dar am formulat-o și am creat-o ca un platou care poate fi folosit în promovarea a vinului, adică gustarea lui, degustarea și, în final, cumpărarea. Deci, având așa un instrument, ne-am propus oficiului național ca, dacă noi nu putem sărbători această mare sărbătoare pentru noi, toți împreună în piața centrală, noi am propus ca acest platou să devină o mică piață a sărbătorii Ziua Vinului. Deci noi venim cu inițiativa să facem, să divizăm Ziua Vinului în mai multe zile și pe datele din 1, 4, 8 și 10 octombrie să facem mici întruniri a zilei sărbătorii vinului. Adică, să fie pe același scenariu, să vină producătorii cu vinul lor, să aibă, să spun, să stai la mese, reprezentanții și oamenii, prin înscriere, să poată intra și gusta acele vinuri în acea zi care se aleagă. Deci noi le împărțim, evident, cu independență, cum ați poate și producătorii, azi ne stărâim să le împărțim pe zone, adică ziua zonei Codru, ziua zonei Ștefan Vodă, Paul Traian. Acest scenariu a să fie anunțat în paginile noastre, în Facebook, ca oamenii să aibă posibilitatea și să aleagă și să înscrie. Deci, evident, cu respectarea tuturor condițiilor care ne impun regulile de securitate publică. Susținând inițiativa producătorilor de a oferi careva reduceri și oferte pentru producători în aceste zile din perioada sărbătorii vinului, noi din partea noastră susținem și venim tot cu inițiativa în aceste două săptămâni să facem reduceri la vinuri și tot ce este de nou producători, noi transmitem consumatorilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Munteanu. Deci, domnul Macedon? Probabil să începem dacă mai sunt întrebări. Probabil, da. Nu? Încă un anunț. Anul acesta noi vom lansa un concurs pentru elaborarea stilului corporativ și logo-ului festivalului Zilei Naționale a Vinului. Concursul acesta va dura un an până la primăvara anul 2021. Concursul acesta va avea loc împreună în colaborare cu COR, Asociația Companiilor din Industria Creativă. Și mai multe detalii vom anunța pe parcurs. Urmăriți pagina Zilei Naționale a Vinului și pagina Facebook Wine of Moldova. Sper că la jubileu, la anul, vom avea un logo separat, cum au aproape toate festivalurile din lume, și vom promova deja festivalul separat sub umbrela Wine of Moldova. Stimați colegi, eu mulțumesc tuturor celor ce ne-au relatat informația respectivă la această mică conferință. Vreau pe final să mulțumesc tuturor reprezentanților mass media pentru participarea la acest eveniment. Ori să știți că noi cei din Ramură, în această frumoasă sărbătoare,
vă avem alături de noi, nu ca cei din mass media, dar vă avem alături de noi ca colegii noștri și ca cei ce promovăm produsul nostru în toată lumea. Și sper că această sărbătoare frumoasă să răsune frumos în toate colțurile lumii. Mulțumesc! Și eu, dar vă mulțumim foarte mult pentru interesul care a fost față de conferința noastră și nu uitați, fiecare din noi putem să devenim o sărbătoare, da? Și, desigur, bineînțeles, cu respectarea tuturor normelor sanitare care se impune, chiar dacă suntem în cercul prietenilor sau familiei. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim!